Iată că am ajuns la a cincea ediție a conferinței de medicină de urgență, o conferință care a debutat timid în urmă cu 5 ani. A fost o idee generoasă pentru că noi dorim să fim aproape de comunitate. Astăzi am ajuns la aproape 700 de participanți, la elita lumii medicale prezentă aici la Baia Mare, bineînțeles în folosul pacientului și a comunității băimărene și maramureșene. A fost un exercițiu, așa cum ați putut observa, un exercițiu reușit, o salvare a unor turiști, pescari care s-ar fi înnecat în lac dacă n-ar fi intervenit echipele noastre de intervenție, o simulare din fericire reușită, să sperăm că vom rămâne doar la stadiul de simulare, așa că lucrările pot să înceapă. Și sunt convinsă că vor fi 3 zile în care cu toții vom avea foarte multe de învățat. Sigur, a fost un exercițiu demonstrativ menit să prezinte capabilitățile colegilor noștri care întreprind acțiuni de salvare pe și din apă. Și ați văzut că și în cazul unui scenariu extrem de favorabil este deosebit de greu să ridici o persoană care este în această situație în barcă și să o salvezi. Ca atare, cheia succesului ca în orice activitate o reprezintă antrenamentele repetate. Repetate, serioase, cu oamenii aceștia deosebiți pe care eu îi apreciez fantastic, scafandrii noștri. Scenariul exercițiului presupune salvarea unor persoane căzute dintr-o barcă în lacul de acumulare Strâmtor Firiza. Persoanele se aflau la pescuit, iar echipajul de scafandri al ISU Maramureș, care desfășura un antrenament pe lac, a observat că pescarii au căzut în apă și strigă după ajutor. În acest moment, victimele se află în apă, strigă după ajutor. Iar echipajul de scafandri observă acest lucru. În acest moment, comandantul de detașament întrerupe exercițiul echipajului de scafandri și se trece efectiv la intervenție, adică la salvarea persoanelor căzute în apă. De asemenea, comandantul de detașament în acest moment se informează dispeceratul ISU Maramureș. Iată, suntem la 5-a ediție și așa cum v-am obișnuit, pornind de la edițiile precedente, acest eveniment se vrea un eveniment care să aducă în Maramureș elita lumii medicale, astfel încât tot ceea ce facem noi acum să fie în folosul pacienților. Aș dori să punctez prezența câtorva invitați de seamă, invitați pe care eu personal îi apreciez în mod deosebit și aș începe prin a prezenta pe cel de la prezidiu, domnul Mircea Timofte, care este președintele Organizației Naționale a Asistenților Medicali. N-am spus toate de mine organizație, că e prea lângă Mircea. Domnul profesor Ștefan Bubenec, de la C.C. Iliescu, din București. Doamna profesor Diana Cimpoieșu, pe care vreau să o salut și să-i mulțumesc, este a 5-a oară prezentă la Baia Mare, deci ne-a onorat cu prezența la toate cele 5 ediții. Prietenii noștri de la Spitalul Județean Bistrița, domnul manager Lazani, domnul manager Card de la Oradea, care îi mulțumesc pentru prezență și pentru sprijinul acordat echipelor SMURT în decursul anilor. Un prieten foarte drag mie, Constantin Poiană, de la Spitalul din Buhuș, care este un mare evaluator de calitate. Să vedem, Constantin, cum ne apreciezi. Managerilor din județ, care sunt aici și îți văd pe managerul de la Târgu Lăpuș, președintele Colegiului Medicilor Maramureș, doamna Violeta Tătorean, de la Ordinul Asistenților Maramureș,
Nu în ultimul rând doresc să salut prezența doctorului Brădățan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, cu care am făcut o echipă extraordinară și de la acțiune au fost de un real sprijin sănătății din România. Mulțumesc Comisiei de Sănătate din cadrul Consiliului Județean pentru sprijinul acordat în decursul anilor spitalului, iar vicepreședintelui îi voi mulțumi ulterior. Am vrut să fac o glumă, Doru, hai râde, de fiecare dată glumești când spui ceva. Și, da, ce-mi plac glumele mele. Am lăsat, la urmă, mulțumiri participanților de la spitalele din țară, din județ, din cadrul Spitalului Județean, pentru că, categoric, fără voi, această acțiune nu ar avea acest nivel. Și în cele din urmă, vreau să vă spun că în cadrul acestei conferințe se vor petrece două evenimente importante, importante la nivel național. Primul este constituirea Asociației Spitalelor Județene Municipale și Orășenești, asociație care va reprezenta spitalele în discuțiile cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Vor mai veni manageri, azi la ora 15 va avea loc întâlnirea, de la spitale din țară, vom constitui această asociație astfel încât problemele cu care se confruntă spitalele din țară să poată fi discutate corect și concret. În calitate de ministru am încurajat constituirea unei asemenea asociații care, din păcate, n-a fost constituită, nu cunosc motivele, dar o facem noi acum. Al doilea eveniment de importanță națională va fi legat de prezența conferențiarului Horea Bumbea de la Spitalul Universitar București, un reputat hematolog, specialist în boli rare. Vom înființa la Baia Mare un centru național de excelență în mastocitoză. O avem aici și pe doamna Nicoleta Vaia, care este președinta Asociației Pacienților cu Mastocitoză. Vreau să vă spun că mai există un centru de excelență pe care l-am înființat sub semnătura mea în calitate de ministru în București și al doilea va fi la Baia Mare. Așa că încercăm să ținem pasul cu lumea medicală astfel încât să-i putem ajuta pe semenii noștri. În încheiere aș dori să urez la mulți ani unui prieten foarte drag, președintele Casei Județene de Asigurări de Nesănătate Sibiu, Vasile Spinel. La a cincea ediție, a cincea oară alături de noi. Îmi cer scuze dacă am omis pe cineva. Aș mai dori să mulțumesc partenerilor noștri în organizarea acestei conferințe. Și voi începe cu Direcția de Sănătate Publică. Mulțumesc domnule doctor Pop, Serviciul Județean de Ambulanță. Mulțumesc doamna Micre și salut pe reprezentanții serviciilor de ambulanță din țară, Salva Montului, Asociației Prietenii Spitalului și nouă în ultimul rând, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, care ne-a delectat ieri cu acel exercițiu și pentru care țin în mod deosebit să-i felicit. A ieșit perfect. Sunt convinsă că dacă în viața reală vor apare astfel de situații, vă veți descurca la fel de bine. Eu vă mulțumesc, vor fi trei zile frumoase, spun eu, trei zile în care, în afara lucrărilor pe care le veți prezenta și le vom asculta, vom socializa, astfel încât, cred că, timpul de experiență ne va fi benefic tuturor. Vă mulțumesc și să dăm start lucrărilor. Doamnă ministru, domnule vicepreședinte, prezidiu, distinși onorați participanți. Cea de-a cincea ediție a evenimentului Conferința Medicina de Urgență azi are câteva particularități aparte specifice acestui domeniu. Adrenalină, curaj, răspundere, rapiditate în luarea deciziilor. Sunt convins că toți cei prezenți în Baia Mare, unități medicale, doctori, asistenți, paramedici, pompieri, salvamontiști, voluntari, sunt oameni dedicați care își desfășoară activitatea cu pasiune de rude și empatie în față de semeni. Urgența medicală necesită acțiune rapidă și informată, manevre medicale și coduri medicale care sunt folosite pentru a comunica și lucra eficient în echipă. De asemenea, urgența medicală înseamnă și presiune, iar uneori datorită tipologiilor și un stil de viață. Dumneavoastră, cei din medicină de urgență, sunteți eroii noștri de zi cu zi. Viața de cele mai multe ori nu vă pregătește niciodată pentru realitatea din teren.
sau din unități de primire urgență. Decizia pe care trebuie să o luați corect și rapid, măsurată în secunde și minute decisive, aduce senzația extraordinară, aceea când aparținătorii vă privesc în ochi, când știu că răsplata nu se compară cu nimic, sau când acele momente nu pot spune datorită copleșirii sau recunoaște nici măcar cuvântul mulțumesc. De aici provine acel ideal extraordinar de a face bine și a ajuta oamenii. Medicina de urgență reprezintă o provocare fiecare zi, o aventură umană care vă responsabilizează și vă îndeamnă să fiți mai buni, să acumulați experiență și să salvați vieți cu inima, mintea și sufletul. Toți cei de aici sunteți o familie frumoasă, unită, care asigurați urgența cu profesionalism și iubire. Sunteți cei care redați semnul zâmbetul zilei de mâine. Mă înclin cu recunoștință, respect și venerație în fața dumneavoastră. Acelor care salvați vieți, transmit felicitări și mulțumiri organizatorilor, tuturor celor care s-au implicat și au contribuit la buna derulare a manifestării și care au reușit să facă de acest eveniment unul de excelență pentru medicina de urgență. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bună dimineața! Îmi cer scuze, în primul rând, pentru întârziere, dar așa este când și noi în administrația județeană și cea centrală funcționăm la limită, în regim de urgențe, pentru că domnul prefect nu are subprefecți pe cine să mandateze la anumite evenimente, iar în ceea ce mă privește, astăzi îl înlocuiesc pe domnul președinte, iar celălalt vicepreședinte este și el cu treburi. Așadar, am participat la un eveniment deosebit, nu puteam să ratăm această ocazie, am fost la decernarea titlului de doctor honoris causa președintelui Academiei Române și nu puteam să ne sustragem din acel context în care președintele Academiei Române vorbea. Dar, repet, până la urmă, în țara noastră, cam totul este în regim de urgență. De la ordonanțe de urgență, la medicină de urgență, administrație de urgență. Și încercăm, pe cât se poate, să facem față acestor provocări, cum de altfel reușiți și dumneavoastră, într-un sistem de sănătate care funcționează uneori în regim de avarie, să faceți față provocărilor care vă vin în față atunci când cei care sunt în momente disperate își încredințează în mâinile dumneavoastră, celor care îi primiți în unitățile de primire urgență, își încredințează, aș putea spune, sufletul. Și dumneavoastră, prin aceste momente de perfecționare pe care le faceți inclusiv aici la Baia Mare, și am înțeles că deja suntem la 5-a ediție, îmi doresc să ne vedem și la 10-a ediție, poate din aceeași postură, poate mai mare sau mai mică. Dar oricum este important să încercăm să aducem tot ceea ce putem noi pentru ca actul medical și administrația, pentru că administrația județeană este alături de Spitalul Județean Dr. Constantin Opriș și nu numai, oamenii au nevoie. Au nevoie de servicii medicale de bună calitate, au nevoie de educație, pentru că și acest moment în care dumneavoastră organizați această conferință este un moment educațional, vocațional, dacă vreți, profesional. Eu vă felicit pentru această dăruire cu care dumneavoastră vă faceți meseria, chiar dacă, așa cum am spus, sistemul are unele lacune, doamna ministru știe foarte bine cu câte asemenea lacune și câte lucruri le-am îndreptat în perioada în care a fost ministru, dar sunt multe de făcut și totul pleacă până la urmă de la finanțare, de la subfinanțare, dacă vreți. În momentul în care serviciile medicale, în momentul în care sănătatea va primi ceea ce trebuie să primească din punct de vedere bugetar, sunt ferm convins că lucrurile o să meargă mai bine. Dar până atunci, dumneavoastră trebuie să operați, dacă vreți, să judecați și cu mintea, și cu trupul, și cu sufletul. Și, în final, vreau să vă fac o rugăminte, dacă vreți. Atunci când aveți pe cineva în fața dumneavoastră, la urgență, vă îndemn să judecați și să apreciați și cu sufletul. Pe lângă toate procedurile pe care dumneavoastră le cunoașteți, pe lângă maniera profesionistă în care uneori trebuie să acționați, cred că este nevoie de a judeca și cu sufletul. Pentru că oamenii au nevoie de empatie în acele momente, au nevoie de deschidere și dumneavoastră, atunci când primiți pe cineva acolo la urgență, trebuie să uitați de toate problemele pe care le aveți acasă, în societate și să fiți deschiși, să fiți oamenii aceia care ați depus un jurământ în fața lui Hipocrat. Așa să vă ajute Dumnezeu și sper ca împreună să facem
o urgență mai bună. Doamne ajută!